Salutare, prieteni! Eu sunt Claudiu și voi prezenta videoclipul de astăzi. Dacă doriți mai mult conținut de calitate despre știință, natură și viață, vă invit pe canalul de YouTube Lumea, unde postez cât de des pot conținut foarte interesant. Fiecare națiune pe această planetă are propriile tradiții și cultură. Unele dintre ele se intersectează sau chiar se combină, iar altele nu au nicio asemănare. Totuși, există unele triburi care uimesc sau chiar șochează omul modern. Unii sunt renumiți prin cruzimea sau frumusețea tradițiilor, alții prin ritualele stranii. Anume, despre acești oameni vom povesti astăzi. Națiuni ce se deosebesc extrem de mult de noi și despre care probabil nu ați știut niciodată. Deci, să începem! Badjo. Ați auzit vreodată de romii maritimi? Este un grup constituit din triburi indigene din Malaezia, Indonezia și Filipine, ce s-au acomodat cu traiul în apă, traversând liber, zi de zi, Oceanul Indian și având ca ocupație principală pescuitul. Marea este totul pentru ei, casă și muncă și distracție. Au un stil filozofic de viață, mulțumindu-se cu puținul pe care îl au, fiind foarte fericiți în același timp. Ei nu își cunosc vârsta lor exactă, pentru că aceasta nu are nicio importanță. Sensul vieții îl văd doar în momentele ce se petrec acum. Nu cunosc nici cât e ora sau ce dată e în calendar, nu au nicio idee despre electricitate, pentru că există lumina zilei. Toate acestea se întâmplă în secolul 21. Vă închipuiți așa ceva? Îi puteți vedea pe uscat doar în cazul unei extreme necesități, pentru a suplini cantitatea de apă potabilă sau lemne și în plus pentru a vinde ceea ce au prins. Mai mult de atât, la mal, ei se ocupă de construcția bărcilor și îngroapă pe cei morți. Cea mai mare perioadă a vieților, Bajo, îi petrec în apă sau în casele de lemn pe apă, la câțiva kilometri de insule. Tsunami din 2004 nu a distrus practic nimic din casele lor. Valuri extreme de apă au adus multe pagube pe mal, însă în oceanul deschis, valurile pierdeau din putere și înălțime. Cea mai mare deosebire a lor e posibilitatea de a sta sub apă circa 5 minute sau chiar mai mult. În cazul unui om simplu, cele 5 minute vor avea loc o sumedenie de transformări în organism, soldându-se chiar și cu deces. Însă, oamenii Bajji, anotători superiori, se simt foarte bine sub apă pe un timp îndelungat. După multe cercetări, oamenii de știință nu înțelegeau de unde Bajji au așa o abilitate. Într-un final, ei sunt oameni ca și noi. După câteva investigații, s-a aflat. Aceste abilități vin din ADN-ul lor și au apărut datorită selecției naturale, căruia nomazii s-au supus mult timp. La ei s-au schimbat organele interne, spre exemplu, s-a mărit splina, datorită căreia ei se pot afla mult timp sub apă. La fel, s-au produs câteva schimbări pe fundalul genetic. La Bajji a apărut un gen care duce la producerea cărbunelui de gaz acid în sânge. Totuși, natura face lucruri uimitoare, nu-i așa? Korowai. Acest trib mistic din provincia indoneziană Papua, până în 1970, nici nu bănuia că mai există și alte popoare pe lângă ei. Locul lor de a trăi este imposibil de găsit pentru că se află între munți și două râuri. Populația este aproximativ de 3000 de oameni, iar modul de viață nu s-a schimbat de câteva decenii. Toate armele sunt confecționate din piatră și lemn. Trăiesc pe copaci, având case la o înălțime de 20-50 de metri, cu pereți din frunze de palmier împletite și coaja copacilor. Au familii numeroase. Pe lângă aceasta, nu au șef de trib sau vrăjitori. Apropo, de asta trăiesc la înălțime. Vrăjitorii nu se pot cățăra sus. Când se înoptează, toată familia se adună în casă urcându-se pe scările din liane flexibile. Animale domestice și aprovizionarea cu alimente la fel o țin sus, ca vrăjitorii sau animalele de pradă să nu îi fure. Principala sursă de hrană pentru Korowai este copacii sago. Suntem convinși că nu ați dorit să vă înfruptați din această mâncare. Pentru pregătirea bucatelor se utilizează rădăcini, frunze și lemn. Spre exemplu, zdrobind cu piatra, fac făină și o adaugă în tot ce mănâncă. Spre exemplu, pentru ei se consideră o delicatețe ouăle gândacilor, pe care le găsesc câteodată sub frunzele putrede. Le prăjesc și se servesc ca felul principal la masa de sărbătoare. Ați riscat să gustați așa ceva? Nici nu e de mirare că nu supraviețuiesc mult. Bărbații ajung la 30 de ani, iar femeile un pic mai mult. Și totul e din cauza pericolelor ce îi înconjoară, mușcături de insecte veninoase și zgârieturile ce nu se prind bine din cauza unei clime umede și accidente la vânătoare. Nici nu vor trece peste o gripă simplă. Totuși, Korowai trăiesc în continuare, își caută de treaba lor și uimesc cercetătorii cu stilul lor de viață. Asaro, cum li se mai spune, oamenii noroiului.
unul din cele mai populate popoare din Papua Noua Guinee, în jur de 2000 de persoane. Este greu să-i confunzi cu cineva, pentru că arată într-adevăr uimitor. Pe cap poartă măști sperietoare, iar corpul este acoperit cu solzi. Legenda spune că anterior ei au fost învinși de un alt popor și au fost nevoiți să fugă spre râu. Când au ieșit din apă pentru a se uita ce e în jur, dușmanii au crezut că sunt fantome și au fugit de frică. S-au întors în sătucul lor, iar pentru a se proteja de dușmani, au început să se ungă mereu cu nămol, cum au făcut-o atunci în râu. Capul îl consideră otrăvitor, de aceea au înlocuit nămolul cu măști speciale, foarte strani și urâte. Astăzi, capitala asarilor este Garoka. Începând cu 1950, aici se organiza anual Garoka Show, unde vin să evolueze oamenii noroiului. Acum știți care este următorul festival la care veți participa. Nenții. Condițiile din regiunea cercului polar arctic nu sunt prea prielnice pentru a trăi. Iarna e frig și vânt, vara noroi și țânțari. Pentru orice persoană locuitoare în oraș, aceste condiții vor părea ireale, însă pentru aborigeni sunt condiții obișnuite. Precum 100 de ani în urmă, nenții, ce se ocupă de reproducerea cerbilor, trăiesc o viață obișnuită. Casa le este ciun din scânduri de lemn care sunt acoperite cu piele de cerbi. Ele se construiesc în jumătate de oră și este o variantă perfectă pentru ei, din cauza că nu stau în același loc mai mult de 2-3 zile, pentru că cerbii mănâncă toată iarba în acea zonă, după care nu mai au cu ce se alimenta. De regulă, trăiesc câte 10-5 persoane într-un ciun, adică una sau două familii, și indiferent de înghesuială, sunt tradiții pe care trebuie să le respecte. Spre exemplu, este partea masculină a casei și partea masculină a mesei, ce nu sunt disponibile pentru femei și copii. N-au dreptul să înconjoare soba sau să se atingă de stâlpii ce țin ciunul, poate că vi se par reguli prea stranii, însă ei le transmit din generație în generație. Posedă și abilități bune de orientare în spațiu. Închipuiți-vă că sunteți în tundră, în fața voastră e vijelie și zăpadă. Unde veți merge? Nenții știu fiecare tufiș, fiecare drumuleț, știu bine unde se află și unde sunt rudele lor, indiferent că nu au telefonie mobilă. Pot merge kilometri întregi în ospeție la rude, dintr-atât de ușor precum mergem noi la vecini după sare, și chiar dacă unul din membrii familiei va rămâne în urmă, el mereu va ști calea spre ciunul său. Dogonii. Nagoya Bandiagara este cunoscută datorită arhitecturii stâncoase unice și a poporului Dagon. Stâncile ajung până la 600 de metri, iar pe ele s-au stabilit multe sătucuri cu o populație medie de 300 de oameni. Această zonă face parte din patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO. Anume, aici trăiesc popoarele Dagoni, precum o făceau strămoșii lor cu mulți ani în urmă, fără electricitate sau telefonie mobilă. Căsuțele lor seamănă cu cele ale piticilor, iar ei cu sfințenie păstrează totul pentru a transmite mai departe tradițiile și cultura. Mulți ani nu se știa absolut nimic despre ei, din cauza că Dagonii au hotărât să se izoleze de lumea exterioară pentru a se păstra totul precum au primit cândva. Și-au făcut-o corect, din cauza că și-au păstrat tradițiile, cultura și ritualele misterioase pe care nu o să le întâlniți nicăieri. Ei cred în mitologie și povestesc despre Dumnezeul Ama, eroul cultural Nomo, semi-oameni, semi-șerpi ce trăiesc în apă. Cred în cosmos și faptul că pământul e constituit din mai multe straturi, au experiență în astrologie și toate acestea neavând vreun contact cu civilizația. Unii cercetători consideră că ei cunosc chiar mai mult decât noi despre univers și sunt descendenții extraterestri. Însă, aceste teorii nu au nicio confirmare științifică. Cam atât, vă reamintesc că pe mine mă puteți găsi și pe canalul de YouTube Lumea. Până data viitoare, pa!